Revoltător, un elev de 8 ani de la liceul cu program sportiv din Târgu Jiu a trecut printr-o sperietură soră cu moartea după ce a mâncat un sandwich de la magazinul din incinta școlii în care era o urechelniță. Minorul a văzut insecta după ce mușcase deja din ea. Băiatului s-a făcut rău și ulterior a mers să ceară explicații vânzătoarei. Inspectoratul școlar Gorj și inspectorii DSV au început o anchetă în acest caz. Incidentul s-a petrecut în timpul programului școlar. Elevul de 8 ani și-a luat sandvișul de la magazinul situat în incinta unității școlare. După ce a mușcat din el, i s-a făcut rău. Nu a aruncat mâncarea, ci a păstrat-o și a arătat-o părinților. Astăzi, inspectorii din cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Gorj au efectuat verificări atât la comerciant, cât și la producătorul de sandvișuri. Ne-am autosesizat, am echipele deja la unități din oraș. Sancțiunile vor fi în funcție de deficiențele pe care le vom găsi, respectiv în condiții de depozitare de la vor fi în jur de 600 de lei, de etichetare, de manipulare, în funcție de deficiență vor fi și sancționați, va fi sancționat acest agent economic. Firma care se ocupă de prepararea produselor alimentare este administrată de doi vârstnici care susțin că o persoană rău intenționată vrea să le facă rău. Noi suntem doi oameni în vârstă, serioși, nu suntem milionari, nu suntem miliardari, avem 4 beneficiari de care avem de plătit pe la finanță. Am sunat și doamnă, sigur ne face ceva. N-a de acum, doamnă, pentru că la mine e curat. N-a de acum, cartofic sunt vorba ce a văzut când sunt văzdat. Am facturi în fiecare zi. Eu nu iau kilograme să-mi zace în frigidere. Eu iau factură și iau proaspă, doamnă. Știu cazul medical, am lucrat 38 de ani ca asistentă la spital. Eu știu ce înseamnă o toxinfecție alimentară. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Gorj consideră că astfel de situații nu ar fi întâlnite dacă elevii ar beneficia de o masă caldă sau și-ar lua sandvișuri preparate acasă. În legătură cu incidentul de la liceul cu program sportiv Târgu Jiu, punctul nostru de vedere este că ar trebui în viitor și școala își propune să li se ofere copiilor o masă caldă în timpul programului școlar, masă care să fie sub un control sanitar riguros. Dacă anchetatorii vor constata nereguli, vor fi sancționați atât producătorul de sandvișuri, cât și comerciantul din incinta școlii.